Ați revenit, prieteni! Piramida este o formă geometrică studiată și utilizată de egipteni încă din antichitate. Aceștia construiau pentru regi morminte în formă de piramidă, astfel că era necesar să calculeze dimensiunile acestor volume. Vă invit și pe voi să aflați mai multe despre piramida patrulateră regulată și să faceți câteva aplicații la această temă. Spor la lucru! Bună dimineața, dragi copii! Astăzi vom parcurge împreună o lecție de matematică. Numele meu este Rădulescu Mariana. Sunt profesor de matematică la școala gimnazială Liviu Rebreanu Mioveni, județul Argeș. Astăzi, lecția de matematică se numește Piramida patrulateră regulată, arie și volum, aplicații. Vom încerca să rezolvăm câteva aplicații împreună. Mai întâi să ne aducem aminte că suma ariilor fețelor laterale ale unei piramide se numește aria laterală a piramidei și că suma ariilor tuturor fețelor unei piramide se numește aria totală a piramidei. Am desenat piramida patrulateră regulată, pentru că noi astăzi numai acest lucru îl vom recapitula. Am marcat elementele importante ale piramidei, după cum vedem, VO înălțime, AO raza bazei, OME apotema bazei, VME apotema piramidei, VA muchia laterală. Pentru piramida patrulateră regulată avem următoarele formule pe care le-am învățat în lecțiile precedente. Perimetrul bazei este egal cu 4 ori latură, unde L este latura bazei, după cum știm. Aria bazei este egal cu latură la pătrat, deoarece baza este un pătrat și am învățat în clasele mici că aria unui pătrat este latură la pătrat. Apotema bazei este ome, adică latură pe 2. Pentru aria laterală am învățat mai multe formule pe care le vom reaminti. Una din formule este perimetrul bazei ori apotema pe 2, dar datorită faptului că perimetrul bazei este 4L, vom înlocui și obținem 2 ori L ori apotema piramidei. Atunci, aria totală este egală cu aria laterală plus aria bazei conform definiției, înlocuim aria laterală egal cu 2 ori latură ori apotema piramidei plus latură la a doua. Volumul reprezintă raportul dintre produsul dintre aria bazei și înălțime și 3. Cu alte cuvinte, dacă înlocuim aria bazei cu latură la pătrat, vom obține latură la a doua ori înălțime supra 3. Aceste formule ne sunt nouă foarte utile în rezolvarea aplicațiilor următoare. Prima aplicație. O piramidă patrulateră are apotema egală cu 15 cm și înălțimea egală cu 12 cm. Ne aducem aminte că este vorba despre apotema piramidei, adică VM, și înălțimea piramidei, adică VO. Prima cerință a acestei probleme este să aflăm aria totală a piramidei și, după cum vedeți, avem 4 variante de răspuns. A. 324 cm pătrați, B. 540 cm pătrați, C. 864 cm pătrați, D. 956 cm pătrați. Numai una din aceste 4 variante este cea corectă. Iar la a doua cerință, volumul piramidei este egal cu A. 144 cm cubi, B. 1296 cm cubi, C. 3456 cm cubi și D. 3888 cm cubi. Iarăși, numai una din aceste variante este cea corectă. Să trecem la rezolvare. Am redesenat piramida noastră regulată.
Am rescris datele problemei pentru a nu ne mai întoarce la ele și inclusiv formula pentru apotema bazei și am putut să mergem în triunghiul dreptunghic VOM, după cum îl vedeți că este dreptunghic în O, am demonstrat la dreapta perpendiculară pe plan și aplicând teorema consacrată a lui Pitagora vom obține VM pătrat este egal cu VO pătrat plus OM pătrat sau cu notațiile consacrate VM este apotema piramidei, VO este înălțime, vom obține că apotema piramidei la pătrat este egal cu înălțime la pătrat plus apotema bazei la pătrat. În această relație înlocuim ceea ce cunoaștem. Noi cunoaștem apotema piramidei că este 15, cunoaștem înălțimea că este 12 și atunci vom obține apotema bazei la pătrat egal 15 la pătrat minus 12 la pătrat, adică este egal cu 225 minus 144 egal 81. Pentru a afla apotema bazei am extras radicalul și am obținut că apotema bazei este egală cu 9 cm. Datorită faptului că știm că apotema bazei este jumătate din latură, înseamnă că latura este dublul apotemei. Și atunci vom înlocui și obținem că latura egal cu 2 ori apotema bazei, adică 18 cm. Ne-a cerut problema să calculăm area totală. Area totală, am aplicat una din formulele pe care le-am enunțat mai devreme, egal 2 ori latura bazei ori apotema piramidei plus latura la a doua. Să înlocuim. Cunoaștem latura bazei pe care am aflat-o aici, am obținut-o 18 cm. Cunoaștem apotema piramidei pentru că ne-a furnizat-o problema în date și atunci vom obține area totală egal 2 ori 18 ori 15 plus 18 la a doua. Facem toate calculele posibile și avem egal cu 540 plus 324 egal 864 cm pătrați. Să încercăm să verificăm răspunsul. 864 cm pătrați, aici mi apare varianta C. Și răspuns corect, vedem că este C. Pentru a doua cerință aveam de calculat volumul care este egal cu area bazei ori înălțime pe 3 sau latură la a doua ori înălțime pe 3. Înlocuim elementele cunoscute. La punctul anterior am aflat latura 18 la a doua ori 12. Este indicat să simplificăm. Obținem 1 și 4. Efectuăm calculele și obținem 324 ori 4, adică 1296 cm cubi. Să verificăm ce răspuns am obținut. 1296 cm cubi am avea varianta B. Răspuns corect, B. Aplicația 2. O piramidă patrulateră regulată are de data aceasta latura bazei egală cu 12 cm și area laterală egală cu 240 cm pătrați. Avem iarăși două cerințe. Prima cerință, area totală a piramidei este egală cu A, 144 cm pătrați, B, 240 cm pătrați, C, 324 cm pătrați de 384 cm pătrați. Iar pentru a doua cerință, volumul piramidei este egal. Prima variantă de răspuns, 432 cm cubi, B, 384 cm cubi, C, 356 cm cubi și D, 192 cm cubi. Dragi copii, vă atrag atenția că fiecare cerință are un singur răspuns corect. Trecem la rezolvare, iarăși în partea dreaptă
ne-am fixat datele problemei și avem desenată piramida patrulateră regulată. După cum știm, area bazei egal cu L pătrat, adică 12 la pătrat, și obținem 144 cm pătrați. Area totală știm că este egal cu area laterală plus area bazei. Nu am scris o altă formulă, deoarece în datele problemei avem deja dată area laterală. Și atunci vom înlocui 240 plus 12 la pătrat, sau puteam să înlocuim direct cu 144, și obținem 240 plus 144 egal 384 cm pătrați. Să verificăm iarăși varianta de răspuns. Este 384, adică D. Și răspuns corect, D. Pentru a doua cerință aveam de calculat volumul. Pentru a calcula volumul, vă dați seama că mai avem nevoie și de alte elemente. Cunoscând area laterală, de data aceasta am preferat formula 2 ori latura ori apotema piramidei. Cunoaștem area laterală, cunoaștem latura bazei, că este 12, 2 ori latura bazei ne dau 24, ori apotema piramidei. Pentru a afla apotema piramidei, efectuăm împărțirea dintre 240 și 24, pentru că noi știm că un factor al unui produs se calculează prin împărțire. Și atunci am calculat apotema piramidei, în cazul nostru este VM. Apotema bazei, am reamintit la început, este latură pe 2, adică 12 pe 2, 6 cm. Ne-am ales triunghiul dreptunghic VOM, care este dreptunghic în O, în care am aplicat teorema lui Pitagora și avem VM pătrat egal cu VO pătrat plus OM pătrat. Cu alte cuvinte, apotema piramidei la pătrat egal cu înălțimea la pătrat plus apotema bazei la pătrat. Singurul pe care nu-l cunoaștem este H pătrat. Și atunci, un termen al unei sume se află prin scădere, H pătrat egal, vom înlocui apotema piramidei și apotema bazei, 10 la pătrat minus 6 la pătrat, adică 100 minus 36 egal 64. Aplicăm radical și obținem că înălțimea egală cu 8 cm. Acum putem calcula cerința problemei, adică volumul. Înseamnă area bazei ori înălțime pe 3 sau latură la a doua ori înălțime pe 3. Aveam și varianta să înlocuim cu area bazei, avem și varianta să calculăm latură la a doua. 144 ori 8, putem simplifica, 48 ori 8, 384 cm3. Să vedem care este varianta corectă. 384 cm3, aici apare varianta B. Răspuns corect, B. Mergem, dragi copii, la o altă aplicație, un pic mai deosebită. Avem o piramidă patrulateră regulată VABCD, în care cunoaștem muchia laterală 25 de metri și area bazei 900 metri pătrați. Să calculăm area totală a piramidei, este prima cerință, iar a doua, volumul piramidei. După cum vedeți, la această problemă nu mai avem variante de răspuns. Înseamnă că această problemă este cu rezolvare completă. Rezolvare. Datele problemei ni le-am fixat de la bun început. Am făcut un desen un pic mai mare să-l vizualizeze toți copiii. Vedeți că este realizat cu GeoGebra pentru că sunt mult mai corect de realizat. Știm area bazei, 900 metri pătrați. Dar noi știm și formula, că area bazei egal cu latura la a doua. Vom înlocui și obținem că latura la a doua egal cu 900. Aplicăm radicalul
și obținem că latura egală cu 30 de metri, adică latura bazei, cu alte cuvinte, AB, una din laturile bazei. La poligoanele regulate am învățat că raza cercului circumscris unui pătrat se calculează cu formula latura radical din 2 pe 2. Și cum latura noastră este 30 de metri, vom înlocui 30 radical din 2 pe 2, am simplificat și obținem 15 radical din 2 metri. Aplicăm teorema lui Pitagora în triunghiul dreptunghic VOA dreptunghic în O, VA pătrat egal cu VO pătrat plus OA pătrat, sau cu notațiile consacrate, muchie la pătrat egal cu înălțime la pătrat plus raza bazei la pătrat. Noi cunoaștem muchia și raza bazei și atunci vom afla înălțimea. Înălțime la pătrat egal 25 la pătrat minus 15 radical din 2 totul la pătrat. Efectuăm calculele. 625 minus 225 ori 2, făcând și scăderea, obținem 175. Aplicând radicalul, obținem că înălțimea este 5 radical din 7 metri, adică VO este 5 radical din 7 metri. Am mers acum în triunghiul dreptunghii VMV. Atenție că în piramidă avem mai multe triunghiuri dreptunghice, dreptunghic în M, unde VB este muchia laterală, iar MB este latură pe 2. În acest triunghi, iar am aplicat teorema lui Pitagora cu notația consacrată apotema piramidei la pătrat egal cu muchie la pătrat minus L pe 2, totul la pătrat, știam că latura este 30, și obținem 25 la pătrat minus 15 la pătrat, ridicăm la pătrat, efectuăm scăderea și obținem că apotema piramidei la pătrat este 400. Extragem radicalul și obținem că apotema piramidei este egală cu 20 metri. Area laterală egal cu 2 ori latură ori apotema piramidei. Am înlocuit ceea ce cunoșteam și am obținut 1200 metri pătrați. Și atunci, area totală, pentru că acest lucru a fost cerut de problemă, egal cu area laterală plus area bazei, adică 1200 plus 900, 2100 metri pătrați. Iar volumul, area bazei, pe care o știm, ori înălțimea pe 3, am înlocuit și vom simplifica și efectuând calculele obținem 1500 radical din 7 metri cubi. O altă aplicație, care nu e atât de la îndemâna tuturor copiilor, o piramidă patrulateră regulată are latura bazei 18 cm, iar secțiunea diagonală este echivalentă cu baza. Cerințele sunt similare, să calculăm area totală și volumul. Secțiunea diagonală am hașurat-o și baza am hașurat-o. Secțiunea diagonală am învățat că este triunghiul isoscel AVC de bază AC egal cu latură radical din 2, adică 18 radical din 2 cm și de înălțime VO egal cu H. Ne aducem aminte din clasele anterioare că două poligoane sunt echivalente dacă au arii egale, nu contează natura lor. Și atunci aria bază egal cu aria triunghiului VAC, am înlocuit L pătrat egal cu AC ori VO pe 2, dar AC este L radical din 2 ori H pe 2. Am împărțit relația prin L și am scos din această relație pe H, că egal cu latură radical din 2, adică 18 radical din 2. Problema ne-a cerut să calculăm volumul, aria bazei ori înălțime pe 3 sau L la a doua ori înălțime pe 3, 18 la a doua ori 18 radical din 2 pe 3, simplificăm 3 cu 18, 324 ori 6 radical din 2, adică 1944 radical din 2 centimetri cubi. Apotema bazei este L pe 2, adică 18 pe 2, 9 cm. Am scos din piramida noastră
separat triunghiul dreptunghic VOM, în care am aplicat iarăși teorema lui Pitagora. După cum vedeți, fără teorema lui Pitagora nu putem face absolut nimic. Și atunci vom obține apotema piramidei la pătrat egal cu H pătrat plus apotema bazei la pătrat. Înlocuim, calculăm și obținem 324 ori 2 plus 81, adică apotema piramidei la pătrat este 729. Extrăgând radicalul, obținem că apotema piramidei este egal cu 27 cm. Și atunci, area laterală în formula pe care am tot folosit-o în problemele anterioare este egal cu 2 ori 18 ori 27, efectuăm calculele, 972 cm pătrați. Iar area totală egal cu area laterală plus area bazei, adică 972 plus 324 și am obținut 1296 cm pătrați. Dragi copii, pentru a vă ajuta în consolidarea cunoștințelor, am stabilit două probleme la tema pe care o aveți voi de rezolvat. Sper să vă și ajute. Prima problemă. O piramidă patrulateră regulată VABCD are înălțimea VO egal 6 radical din 2 cm și muchia laterală VA egal 12 cm. Prima cerință să calculăm area totală, a doua cerință volumul piramidei. A doua problemă, în care cunoaștem în această piramidă patrulateră regulată că latura bazei este egală cu muchia laterală și că area laterală este egală cu 144 radical din 3 cm pătrați. Prima cerință, calculați area totală a piramidei, a doua, calculați volumul piramidei. În rezolvarea problemelor propuse ca temă, vă rog frumos să revizuiți toate aplicațiile rezolvate astăzi și, bineînțeles, toată teoria predată în timpul orelor. Dragi copii, aceasta a fost lecția pentru astăzi. Sper să reușiți să aprofundați tot ceea ce am învățat. Eu vă doresc mult succes în tot ceea ce întreprindeți voi. Am încredere deplină în forțele voastre și nu uitați că vă așteaptă un examen extraordinar de important pentru voi. Mult succes și la revedere! Acestea au fost lecțiile dimineții de astăzi, dragi prieteni. De la ora 15, Teleșcoala continuă cu noi lecții pentru elevii de liceu. Vă reamintesc că pe pagina de Facebook a emisiunii găsiți suporturile de curs și alte informații utile pentru voi. Cursurile se pot revedea ori de câte ori aveți nevoie, pentru că sunt disponibile și online pe canalul de YouTube al TVR, dar și pe site-ul tvr.ro. Rămâneți sănătoși și spor la studiat!